Bună ziua, stimate doamne, stimați domni, stimați colegi. Colegi în sensul că fiecare din cei care ne-am adunat astăzi aici, facem unul și același lucru, încercăm să facilităm accesul tuturor persoanelor, dar absolut tuturor persoanelor, la vot, să le asigurăm acest drept primordial. Și iată, eu vreau să salut prezența, vreau să salut pe doamna Eva Bounegru, pe domnul Victor Curol, colega mea din aparatul Comisiei Electorale Centrale, doamna Scobiș, pe doamna Gerasim, fiindcă toți cei care sunt prezenți aici contribuie într-o măsură mai mare sau mai mică la acest deziderat care, sub care subscrie Comisia Electorală Centrală în primul rând, deci și partenerii noștri. Așa cum bine știți, anul trecut organizația non-guvernamentală InfoNet a organizat o examinare foarte minuțioasă în 6 regiuni din Republica Moldova, eu zic așa, 6 regiuni, de fapt în 6 unități administrative teritoriale de nivelul 2. O chestiune foarte importantă și care, cu părere de rău, lasă de dorit încă, accesibilitatea secțiilor de votare pentru persoanele cu anumite disabilități. Deci, atunci, domnul Victor Corol, conducătorul acestei organizații, a prezentat un studiu foarte amănunțit vis-a-vis de toate aspectele care țin de accesibilitatea în secțiile de votare, un studiu care trebuie să ne pune și ne-a pus pe gânduri pe toți cei care l-am studiat, fiindcă starea de lucruri nu este atât de satisfăcătoare cum ne-am dori fiecare dintre noi, noi cei care organizăm procesele electorale, dar mai cu seamă persoanele care sunt nevoite să se deplaseze la secțiile de votare, să intre în secțiile de votare prin intermediul cărucioarelor, cu susținerea sau fără susținerea persoanelor terțe. Iată atunci cifrele pe care le-a prezentat domnul Corol ne-au pus pe gânduri, fiindcă dacă să le recapitulăm, deci ele pun foarte multe semne de întrebare. Deci de la înzestrarea secțiilor de votare, înzestrarea grupurilor sanitare, și rampe de acces și așa mai departe. Procentele care ni le-a prezentat atunci domnul Corol sunt destul de îngrijorătoare. Noi înțelegem că așa este infrastructura în tuturor instituțiilor noastre, începând de la Parlament, Guvern, Comisia Electorală Centrală, și subliniez acest fapt, până la școală, grădiniță, primărie, punct medical și așa mai departe. Și acest număr de concetățeni de-ai noștri care au anumite probleme este destul de mare, și toate aceste persoane se confruntă cu foarte multe probleme. Ei bine, iată că un an în urmă domnul Corol a prezentat acest studiu cu sprijinul PNUD de Moldova, donatorilor proiectului Consolidarea Democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, adică Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, și Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova, precum și Ambasada Olandei. Entități care au sprijinit financiar această activitate și țin să le mulțumesc pe această cale. După un an sau aproape un an de la acest studiu, iată că o idee foarte bună a apărut la colegii noștri, și au organizat încă o dată, au verificat, dar ce s-a realizat după prezentarea acestui studiu.
Un lucru foarte important și care ar trebui probabil pentru toți noi sfide de învățătură, noi deseori facem analize, arătăm starea de lucruri, punem sarcini și mai rar, deci ne revenim asupra sarcinilor puse și asupra stării de lucruri să vedem dacă ce s-a întâmplat. Ori acesta este un element primordial în activitatea oricărei entități. Și iată, profitând de alegerile parlamentare noi care au avut loc într-o circumscripție care însumează mai multe localități din Hâncești, din raionul Hâncești, iată, la aceste alegeri parlamentare noi, din 15 martie 2020, adică de curând, domnul Corol cu colegii săi, cu neobosiții săi colegi, au verificat, dar ce s-a realizat după acel studiu din 2019. Astăzi domnul Corol ne va spune în amănunte despre aceste realizări, cât ele sunt de mari, mici, ce posibilități reale sunt, pentru că trebuie să ieșim și din acest indicator posibilitățile reale a unei societăți ca să asigure aceste condiții indispensabile. Și puțin mai târziu dumnealui vă va prezenta. Eu doar vroiam pe această cale să-i mulțumesc foarte mult dumnealui și colegilor care în acea perioadă, care era, știți cu toții, erau foarte multe discuții controversate, vor avea loc alegerile, nu vor avea loc alegerile în Hâncești. Iată, în această perioadă dificilă, domnul Corol cu colegii dumneavoastră au izbutit, au avut îndrăzneală, au avut curajul și au realizat acest studiu repetat în mai multe localități din Hâncești. Deci eu vreau să-i mulțumesc dumnealui, colegilor, precum și doamne Eva Bounegru și echipii dumneavoastră pentru sprijinul pe care l-au acordat, ne-l acordă nouă și societății în general. Eu vă mulțumesc foarte mult din numele Comisiei Electorale Centrale și vă doresc succese, iar nouă tuturor, sarcinile care sunt puse de către dumneavoastră sunt, nu sarcini puse, dar sarcinile pe care dumneavoastră le-a scos la suprafață, să avem puterea, să avem îndrăzneala și curajul să soluționăm mai multe din aceste foarte problematice situații. Eu vă mulțumesc tuturor și profit de ocazie, transmit microfonul colegii mele, doamnei Eva Bounegru, care va continua această discuție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte, domnule Corol, stimate doamne și domnilor, bună ziua! Vă salut astăzi din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care în decursul a câtorva ani a oferit suport Comisiei Electorale Centrale, atât și Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, cu suportul donatorilor și partenerilor de dezvoltare. Deși dreptul la vot este unul fundamental, totuși unele categorii de cetățeni, în special alegătorii cu diferite tipuri de dizabilități, încă se confruntă cu dificultăți de a-și exprima liber dreptul la vot. În vara anului trecut, într-adevăr, am realizat un studiu amplu a mai mult de 612 clădiri publice din 6 regiuni și atunci foarte clar îmi amintesc cum unele persoane cu diferite dizabilități care au fost prezente la evenimentul de lansare a studiului, monitori și monitoare, și-au povestit istoriile și dificultățile pe care le-au întâmpinat în procesul de evaluare a clădirilor publice. Unele au fost fericite, altele au fost mai puțin fericite. Acele istorie ne-au convins încă o dată și că asigurarea accesului egal la clădirile publice este un proces de lungă durată și nu implică doar schimbarea infrastructurii, dar și însăși a felului în care gândim. Prin proiectele sale, Programul Națiunilor Unite susține realizarea deplină a drepturilor omului, iar în acest caz nu este vorba doar de dreptul la votul liber exprimat, ci și dreptul la educație, dreptul la cultură, la accesul la serviciile publice, la serviciile de sănătate,
astfel încât toți cetățenii, inclusiv persoanele cu dizabilități, să își exprime în mod liber și egal drepturile în Republica Moldova. La începutul acestui an, într-adevăr, în luna martie, am realizat încă o analiză comparativă în circumscripția din Hâncești, în contextul alegerilor parlamentare noi. Și odată ce va fi prezentat studiul, veți observa că majoritatea clădirilor publice totuși rămân a fi inaccesibile. Avem și istorii de succes sau cel puțin rezultate bune, niște rampe care au fost realizate la instituțiile de învățământ. Sperăm odată cu revenirea elevilor în clădirile de învățământ să le aprecieze, inclusiv a tinerilor cu dizabilități și a celor cu probleme locomotorii. Din păcate, nici în anul 2020 nu putem vorbi despre clădiri complet accesibile. Însă am observat că sunt schimbări calitative, cu pași mici, dar suntem pe calea cea dreaptă, ceea ce este un lucru foarte important. În ultimul deceniu, Programul Națiunilor Unite a sprijinit Comisia Electorală Centrală în domeniul dezvoltării capacității instituționale, în dezvoltarea și modernizarea sistemelor electorale IT, precum și a egalității de gen și a drepturilor omului. Împreună am inițiat mai multe măsuri de a spori accesibilitatea și incluziunea a persoanelor cu dreptul de vot la procesul electoral și sperăm că aceste eforturi vor continua în următorii ani, iar suportul pe care l-am oferit se va materializa în rezultate durabile. Eu vă mulțumesc pentru atenție și cu această ocazie ofer cuvântul domnului Corol, care va prezenta rezultatele analizei comparative realizate anul acesta. Mulțumesc! Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor! Vă salut pe toți în ok, mersi. Am să-mi încep discursul meu printr-un citat care este atribuit lui René Descartes, marele filozof și matematician francez, care spunea la un moment dat că oamenii în procesul comunicării deseori întâlnesc dificultăți, deoarece cuvintele pe care le folosesc comasează în el sensuri diferite. Deci dacă oamenii se vor înțelege asupra sensului pe care el comasează în cuvinte și se vor înțelege în acest sens, atunci vor dispărea două treimi din dificultățile pe care le întâlnesc în timpul comunicațiilor. Deci am ținut să încep cu acest citat din considerentul că cu regret atunci când mergem în comunități să facem auditul, ne ciocnim de anumite probleme legate de percepție. Și probabil aceasta este cea mai mare problemă. Mi-am și scos aici în față și am să dau citire folosind ocazia că colegii de la Privesc, eu transmit live acest eveniment și probabil sunt câteva mii de vizualizări în acest moment, iar pe parcursul timpului vor fi câteva zeci de mii. Deci, în primul rând, vreau să dau citire la doi termeni. Accesibilitatea. Ce este accesibilitatea? Accesibilitatea este un ansamblu de măsuri și lucrări de adaptare a mediului fizic, a transporturilor, precum și a mediului informațional și comunicațional, incluzând tehnologiile și sistemele informaționale și comunicațiile, conform necesităților persoanelor cu dizabilități, factor esențial de exercitare a drepturilor și de împlinire a obligațiunilor persoanelor cu dizabilități în societate. Și cel de-al doilea termen pe care vreau să-l enunț, să-l citesc, ține de design universal, ceea ce de fapt înseamnă proiectarea produselor, mediului, programelor și serviciilor, astfel încât să poată să fie utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specială. Design universal nu exclude dispozitivele asistive pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilități atunci când este necesar. Acest lucru este destul de important de menționat, din simplu considerent că numărul persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova este de 177.000 de persoane, ceea ce constituie cam 5% din numărul populației Republicii Moldova.
Și aceasta este un număr foarte important. Însă atunci când vorbim despre condiții de accesibilitate, ele se referă și la persoanele în etate, și la femeile însărcinate, și la părinții care conduc un cărucior, și la copii, și la bicicliști, și la alte categorii de populație. Respectiv, condițiile de accesibilitate nu se referă doar la 5% din populație, ci la un număr mult mai mare. Ok. Deci, un al doilea aspect pe care ar vrea să-l menționez chiar de la început este să aduc cuvinte de mulțumire, vă zic, și deschidere pentru Comisia Electorală Centrală, precum și pentru proiectul IEDMITE, fiindcă este o problemă, problema accesibilității este una foarte complexă. Noi de mult batem la ușa autorităților, vă zic, și în acest context salutăm deschiderea Comisiei Electorale Centrale și a proiectului EDMITE pentru această problemă foarte importantă, vă zic, pentru persoanele cu dizabilități, dar și persoanele care au anumite necesități speciale. În luna mai, iunie 2019, am realizat auditul în 6 regiuni. Este vorba de raioanele Iedineț, Căușeni, Hâncești, UTA Găgăuzia, municipiul Chișinău și municipiul Vâlți. În rezultat am obținut niște cifre, eu le-aș numi dramatice, din simplu considerent că doar 6% din clădiri sunt clădiri accesibile. Pardon, 6 clădiri sunt accesibile, ceea ce înseamnă 1%. 174 de clădiri au fost identificate drept parțial accesibile și inaccesibile sunt celelalte 432. Ce înseamnă clădire accesibilă? Clădirea accesibilă este o clădire care unde persoana cu dizabilități poate să se deplaseze singură, fără a avea nevoie de suportul unui asistent. Adică este vorba despre faptul că nu există borduri, că rampele care sunt amplasate la intrarea în clădire sunt accesibile, deci au un unghi mai mic de 5%, de 5 grade. Nu există praguri la intrare, ușele sunt largi, sunt peste 90 de centimetri și sunt conforme standardelor. În interior există spații, coridoare și sala în care se prestează serviciu este spațiu suficient ca să se deplaseze o persoană, în primul rând utilizator, în scaun rulant. Și ceea ce este foarte important, grupul sanitar este unul accesibil pentru persoanele cu dizabilități. Ok. Ce înseamnă accesibilitatea unei secții de votare? Deci, când discutăm despre o secție de votare accesibilă, luăm în calcul mai mulți parametri, vă zic, precum ar fi drumul de acces către clădire, intrarea în clădire, ușile de la intrare, precum și ușile din interior, coridoarele, sala în care se prestează serviciu și grupul sanitar. Deci sunt 6 secțiuni, 6 parametri, vă zic, în baza cărora vă zic, putem să discutăm despre accesibilitate. Respectiv, în contextul alegerilor din 15 martie 2020, în contextul alegerilor parlamentare noi, deci am avut această oportunitate de a face un audit repetat de la auditul precedent trecuse 9 luni de zile și era foarte important pentru Comisia Electorală Centrală, pentru comunitatea donatorilor care au susținut acest proiect, pentru noi care am realizat auditul, dar în mod special pentru persoanele cu dizabilități, să vadă care este schimbarea. Fiindcă prin auditul din 2019, deci noi de fapt am stabilit indicatorii inițiali. Deci am văzut care este, care sunt indicatorii inițiali, care în baza lor vor putea fi făcute comparațiile ulterioare. Și iată, în 15 martie, chiar în ziua alegerilor, vă zic că un grup de câteva grupuri mobile de monitori s-au deplasat în raionul
în cer și au făcut auditul la 44 de secții. Și pe final, deci după aceasta, am procesat datele și le-am comparat cu datele din anul 2019. Inițial trebuie să spunem că am actualizat ghidul de monitorizare, ghidul monitorului de accesibilitate, deci el a fost actualizat. A fost actualizat un pic chestionarul în baza căreia facem auditul. Au fost instruiți monitorii, au fost acreditat la Comisia Electorală Centrală 15 monitori, din care 7-8 sunt persoane cu dizabilități, inclusiv 4 din ei fiind utilizatori de scaun rulant. Și în ziua alegerilor, 3 echipe mobile și o echipă la nivel de municipiu Hâncești a realizat auditul la 44 de secții. Trebuie să spunem că este foarte benefic că acest audit a fost realizat în cadrul alegerilor nemijlocit, fiindcă atunci când vii în comunitate și faci auditul, când nu sunt alegeri, va zic că vezi o altă pânză, va zic că. Și acest lucru a fost foarte benefic. Trebuie să spunem că am remarcat anumite schimbări, vă zic, schimbări în bine sau mai puțin bine, realizate în 8 secții de vot din cele 44 auditate. În două cazuri, deci avem instalate șine metalice la intrarea în secțiile de vot. Șinile metalice nu sunt o rampă accesibilă, deci ele trebuie eliminate din start, dar însăși faptul că ele au instalate, noi interpretăm ca o bună intenție din partea autorităților publice, care s-au gândit la acest aspect și au încercat să creeze, vă zic, aceste condiții. Trebuie să spunem că cele mai multe îmbunătățiri au fost făcute la nivel de municipiu Hâncești și probabil acest lucru este și explicabil, fiindcă resursele financiare care există la dispoziția autorităților publice locale de nivelul 2 este mai mare. Și în acest context trebuie să menționăm că practic la toate secțiile de vot din cadrul municipiului Hâncești s-au făcut anumite îmbunătățiri. Aici aș vrea să menționez în primul și în primul rând școala profesională, vă zic, din Hâncești, care este în principiu cea mai aproape secție de vot care va putea fi declarată în viitor secție accesibilă. Singura problemă care există, a mai rămas, vă zic, grupul sanitar este amplasat la etajul 2, dar am discutat cu conducerea școlii profesionale, am arătat și unde poate fi făcut, că există posibil din punct de vedere tehnic de amenajat un grup sanitar la parter. Există o deschidere și sperăm că în următoarele scrutine, în următoarea perioadă, va putea fi făcut acest lucru și vom putea discuta despre faptul că avem o primă secție accesibilă în municipiul Hâncești, în raionul Hâncești, și probabil aceasta ar fi și o ambiție, vă zic, pentru autoritățile, o ambiție pozitivă pentru autoritățile publice din Hâncești. În cadrul acestei secții, la școala profesională, remarcăm, a fost construită o rampă foarte bună și a fost amenajat trotuarul, vă zic, și trecerile de pe partea carosabilă, vă zic, de căile de acces spre secție. Probabil cu ceea ce am venit nou în această analiză comparativă, am încercat să facem și anumite estimări ale costurilor, fiindcă de multe ori asistăm sau am remarcat că există o imagine neclară în societate vis-a-vis de costurile reale de accesibilitate.
Există niște termeni generali care vorbesc despre faptul că pentru costurile de accesibilitate trebuie alocate plus 3% decât ar fi un obiect obișnuit, deci la construcția unui obiect. Dar de multe ori în presă apar sume exorbitante și trebuie să menționăm că ceea ce s-a realizat la școala profesională de la Hâncești s-a realizat cu o sumă de circa 50.000 de lei, ceea ce este o sumă destul de redusă, deci pentru autoritățile publice. De asemenea, trebuie să menționăm o altă secție de vot care a fost realizată în Hâncești. Este vorba despre Casa de Cultură. Aici au fost utilizate, să spunem, condițiile de accesibilitate au fost realizate cu materiale de lux, fiindcă s-au folosit materiale foarte scumpe și foarte bune. Cu regret însă constatăm că există anumite probleme legate de accesibilitatea acestei secții de vot, deoarece rampa este construită, vă zic, un pic incorrectă, deci ea are un unghi de înclinare de 6,12 grade, are o lungime de 10,3 metri și această rampă nu este conformă standardelor, din simplu considerent că conform standardelor, dacă rampa este mai lungă de 8 metri, atunci ea trebuie să aibă un spațiu de odihnă pentru persoanele cu utilizatoare de scaun rulant, ceea ce nu există. Din alt punct de vedere, suprafața este acoperită, spuneam, cu un material de lux, dar în timp de ploaie sau de ninsoare, el este lunecos. În aceste condiții, oamenii și-au dat seama că au gafat și au încleiat o mochetă deasupra pentru a remedia această problemă. Doar că mocheta este de doar 82 de centimetri și scaunele mai late, scaunele rulante mai late, au un picior în afara mochetii, ceea ce este problematic. Și mai este și o problemă sus legată de trecerea de pe rampă pe terasa, hai să spunem, da, Casei de Cultură, care este, are o suprafață destul de mică, v-am zis, are doar de 92 de centimetri lățime. Am menționat aceste lucruri din simplu considerent că trebuie să spunem și lucrurilor și practicilor bune, dar și experiențelor mai puțin bune, trebuie să le nominalizăm. Este o lecție din care învățăm cu toții și așteptările sunt ca la următoarele ediții, de exemplu, da, să avem condiții accesibilizate în condiții mai bune. Trebuie să spun că după ce am finalizat auditul, am completat un tabel sintetic. Acest tabel sintetic include informații despre localitate, secția de vot, numărul secției de vot, este vorba despre adresa, instituția unde este amplasată și celelalte șase categorii de care am vorbit anterior. Accesul către clădire, intrarea în clădire, ușile, coridoarele, spațiul în care se prestează serviciu și grupul sanitar. Și la urmă am pus un calificativ. Dacă secția de vot este accesibilă, este parțial accesibilă sau este inaccesibilă. Ele au fost și cromatic, v-a zic, au fost amplasate. Culoarea roșie înseamnă inaccesibil, galben, maro, v-a zic, parțial accesibil și inaccesibil, inaccesibil este roșu, verde este accesibil și galben, maro este parțial accesibil. Deci, în concluzie, putem să spunem că actualmente, v-a zic, din cadrul auditului realizat, nu am identificat nicio secție de vot care este în totalmente accesibilă. Deci aici indicatorii au rămas aceiași ca și în anul 2019. Avem 0 secții accesibile în Hâncești. În același context, vă zic, dacă le luăm pe rând, calea de acces, vă zic, spre secția de vot, avem o creștere, vă zic, da, s-a realizat
s-a realizat 5, au fost create condiții de accesibilitate în plus 5 secții de vot comparativ cu anul 2019. În incinta scară și rampă, da, intrarea în clădire. Deci avem o creștere, să spunem, de avem 7%, vă zic, de accesibilitate și în acest context avem plus o secție accesibilă comparativ cu anul 2019. Pe lângă rampa de acces care deja a fost menționată, vă zic, la școala profesională, mai este o rampă construită foarte bine, este vorba despre liceul Mihai Eminescu din Hâncești, care a construit o rampă foarte accesibilă și acest lucru este îmbucurător, nu doar din perspectiva faptului că alegătorii, persoane cu necesități speciale, au avut posibilitatea să se deplaseze de sine stătător și să-și realizeze drepturile, dar școala secția de vot amplasată în școală, de fapt, înseamnă mult mai mult, înseamnă posibilitatea accesibilității studiilor sau incluziunii copiilor cu dizabilități în școală și pe termen lung, de fapt, asta este și motivația noastră ca organizații care ne implicăm în astfel de demersuri, precum și a persoanelor cu dizabilități, ca prin intermediul drepturilor politice să ne promovăm alte drepturi fundamentale, dreptul la educație, dreptul la servicii medicale, servicii administrative, acces la cultură, la artă și așa mai departe. Următorul compartiment pe care îl menționăm este, sunt grupurile sanitare și aici indicatorul este cu regret zero. Nu s-au făcut schimbări la acest compartiment și este un domeniu foarte important asupra căruia trebuie să străduim cu toții în așa fel ca să creștem condițiile de accesibilitate. Vreau să mă întorc un pic la rampă, fiindcă suntem în perioadă de pandemie și în această perioadă mass media a pus pe post mai multe istorii personalizate și remarcam într-o secvență video cum un grup de cameramani făcea un reportaj despre o zi din viața unui medic, vă zic, care se luptă în prima linie cu COVID-19 și la un moment dat era o secvență când au adus un pacient în incinta spitalului și erau 4 oameni care încercau să urce pe scări pacientul care se afla pe targă, așa, și la un moment dat apare mesajul pacientului: lăsați, vă rog, filmatul și veniți și ne ajutați, ajutați-i. Deci, ăsta este un exemplu concludent vis-a-vis de faptul că condițiile de accesibilitate ne interesează în orice zi, la toate clădirile publice și nu doar în ziua alegerilor și așa mai departe. Următorul compartiment este holul și coridorul. Deci aici avem o creștere a condițiilor de accesibilitate. Avem plus 8 secții în care s-au realizat anumite, fie că au fost făcute reparații și au fost amplasate condiții de culori contrastante, în așa fel ca să fie vizibilitate pentru persoanele cu dizabilități, fie au fost schimbate anumite uși și așa mai departe. De asemenea, o creștere a condițiilor de accesibilitate la sala în care se prestează servicii, sala secției de votare, unde în mai multe secții am văzut s-a aplicat scoci de o culoare contrastantă, vă zic că fie s-a vopsit, s-a pus gresie, în așa fel ca ea să fie vizibilă pentru persoane cu dizabilități. Deci asta este, în mare parte, sunt rezultatele auditului. În
studiu care va fi lansat chiar astăzi, vă zic că împreună cu un comunicat de presă, sunt anumite recomandări către autoritățile publice centrale, către autoritățile publice locale, către mass media, organizații non-guvernamentale. Ele vor fi disponibile publicului larg. Vreau să menționez doar două. Și în același timp să menționez că ele nu se repetă, sunt altele decât cele specificate în raportul din 2019, deși multe din recomandări și concluzii din 2019 sunt valabile și astăzi. Aici am formulat alte câteva recomandări, eu am să menționez doar două dintre ele. O recomandare pentru autoritățile publice centrale. Considerăm că este necesar la nivel de stat să fie creată o autoritate națională pentru accesibilitate. Nu exagerez din simplu considerent că problema accesibilității este una foarte complicată, vă zic, da, foarte dificilă pentru Republica Moldova și pentru ca să discutăm despre realizarea incluziunii sociale a persoanelor cu necesități speciale, vă zic, și să realizăm condiții de accesibilitate, este nevoie de o abordare complexă pe toate nivelele, vă zic că și acest lucru ar fi, după noi, iminent necesar. De asemenea, o recomandare pentru autoritățile publice locale ar fi elaborarea, vă zic, unui document strategic, de exemplu, noi l-am numit Hâncești fără bariere în cazul de față, un document care ar fi o declarație, un angajament public al autorităților prin care ei elaborează o viziune de implementare a acestei strategii, vă zic, de realizare a condițiilor de accesibilitate. În final aș vrea să mulțumesc tuturor celor implicați în acest proces de în acest proces de audit și să spunem că da, am avut din cei 15 monitori, 7-8 au fost persoane cu dizabilități, din care 4 utilizatori de scaun rulant, care au realizat auditul pe data de 15 martie și este și o materializare a principiului pe care îl urmăm, nimic pentru persoanele cu dizabilități fără de persoanele cu dizabilități, deci ele manifestă un comportament proactiv și respectiv arată că ele există, că ei au drepturi și își solicită drepturile egale și acest lucru este important. Accesul până la clădire, inclusiv intrarea în clădire, deja sala, secție deja unde se face alegerile și, evident, grup sanitar. Aici vedem cheluri de 6 cm. Продушор ăsta. El trebuie să fie minimum de 1,5. El deja e trenat pentru a-l depășa. Anul precedent s-a făcut o evaluare la mai multe secții de votare, dintre care secția dată în care ne aflăm acum se considera una dintre cele neaccesibile. Deja s-a luat măsuri și a construit o rampă. Чисто как приглашение вам будет, как председателю
этой комиссии, чтобы вот этот участок еще больше был доступен, да, он у вас практически, практически очень хороший, да, но чтобы еще лучше он был доступен, вот этого окна можно переоборудовать под туалет, потому что, как я поняла, на втором этаже как раз находится санитарная группа. Сегодня в первый раз на этом участке. И могу сказать, что он довольно-таки приспособлен в плане. Есть пандус, чтобы заехать на довольно-таки высокий тротуар. Зал тоже большой, просторный, можно легко проехать. Если они сделают санитарную группу, это будет просто самый удобный участок, пожалуй, в городе. Что важно, чтобы мы, вот люди с ограниченными возможностями на колясках, выходили вообще в люди и вот на такие мероприятия, как выборы. Это важно. Просто потому, что у нас есть тоже какое-то видение правовое, которое мы можем своим голосом улучшить этот мир и улучшить эту среду для всех, для того, чтобы это было доступно не только для вот нас, людей на коляске, а и для пожилых людей, которым тоже очень тяжело передвигаться, мамочек с колясками, для деток, ну, для всех. Casa de cultură este, la moment, este parțial accesibilă pentru persoane cu dizabilități și mămici în cărucior sau bătrâni. Casa de cultură a fost reconstruită, a fost parțial adaptată cu o rampă și acum, la moment, intrarea la primul etaj este destul de accesibilă. Aici ar trebui să fie măcar o platformă, o singură platformă pentru obiectul. În cauza asta, când lipsește platforma și obiectul, să obținem și aici am pus mai mult loc. Secțiile de votare trebuie să fie accesibile pentru că persoane cu dizabilități trebuie să iasă la vot, nu trebuie să stea acasă. Ca alți oameni să vadă că persoane cu dizabilități există, că ele duc un mod sănătos de viață și tot așa au familie, au serviciu și doresc să iasă la vot ca orice persoană. Acesta a fost un filmuleț realizat despre echipa de monitori de la Hâncești. Și în final aș vrea să spun că schimbarea este o idee sau schimbarea pornește de la o idee, de la un vis. În cazul de față este vorba de visul persoanelor cu dizabilități, a organizațiilor care promovează respectarea drepturilor omului, de la deschiderea instituțiilor, organizațiilor, de la suportul oferit de donatori pentru a crea condiții de accesibilitate în clădirile în instituțiile din Republica Moldova și aceasta este un factor benefic care contribuie la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și la respectarea drepturilor omului. Vă mulțumim! Și noi vă mulțumim, chiar dacă nu am microfonul și dacă nu se fixează, bine, cum am și microfonul și se fixează și foarte bine. Eu încă o dată vă mulțumesc, domnule Coroli, și colegilor care v-au sprijinit, financiar, metodic și așa mai departe, pentru lucrul pe care îl faceți. Ceea ce ați realizat dumneavoastră anul trecut și repetat acum în cadrul alegerilor din 15 martie curent, reprezintă, de fapt, niște standarde, niște parametri, dacă vreți, europeni, internaționali, cum trebuie să fie infrastructura noastră, nu numai a secțiilor de votare, dar implicit a tuturor instituțiilor de stat care prestează servicii publice cetățeanului, inclusiv sau în primul rând, cetățeanului care are poate cel mai mult nevoie de aceste servicii, persoanele cu dizabilități. Deci, eu îmi dau prea bine seama, sunt realist că posibilitățile economice ale noastre astăzi nu sunt atât de largi ca să
realizăm aceste deziderate, aceste standarde într-un timp foarte apropiat. Dar ca scop trebuie să-l avem toți absolut. Și iată, noi chiar acum fixam niște idei și o să mai facem un demers către partenerii noștri, către administrația publică locală și în unele cazuri către cea centrală, fiindcă spitalele din localități sunt subordonate deseori sau preponderent Ministerului de Ramuri și nu administrației publici locale, ca să solicităm pe cât e posibil, poate din resurse externe, în conlucrare cu partenerii noștri. Noi avem foarte multe parteneriate cu administrația publică din România. Deci am putea, iată, în aceste parteneriate să găsim niște soluții ca să cât de cât să urnim carul din loc. El trebuie urnit, fiindcă cifrele pe care dumneavoastră le aduceți de fiecare dată sunt foarte îngrijorătoare. Și noi trebuie să urnim acest car din loc. Anul trecut noi am avut o discuție foarte serioasă aici, în cadrul comisiei, cu colegii noștri, cu secretarii consiliilor raionale, care, bineînțeles, că își dau seama de aceste necesități. Acum ne gândim și vom face niște demersuri către conducerea acestor raioane. În mare majoritate a raioanelor s-a schimbat conducerea administrației publice locale de nivelul 2, președinței, vicepreședinței. Și o să-i atenționăm și pe dumnealor, o să-i rugăm să intervină, mai cu seamă că știm cu toții, guvernul a aprobat chiar în această penurie de mijloace financiare, de situație foarte grea a economiei, a aprobat un plan destul de îndrăzneț vis-a-vis de modernizarea infrastructurii drumurilor în toate localitățile Republicii Moldova. Și poate am putea și din acele mijloace să utilizăm ceva pentru dotarea infrastructurii locale. Primărie, școală, grădiniță, punct medical. Asta, oficiu poștal, asta ar fi deci un pas foarte important pentru aranjarea, pentru încadrarea în trendul spre o țară mai dezvoltată, spre niște standarde europene de viață. Mulțumesc!